De astăzi, Jandarmeria Română are un nou șef, ministrul de interne Carmen Dan l-a numit șef interimar pe colonelul Ionuț Cătălin Sindile, în locul lui Sebastian Cucoș, al cărui mandat a expirat ieri. Sindile este originar din Teleorman și are o experiență de 18 ani în Jandarmeria Română. Ionuț Cătălin Sindile a preluat începând de astăzi funcția de inspector general al Jandarmeriei Române. Sindile îl înlocuiește astfel pe Sebastian Cucoș la șefia jandarmeriei. Colonelul Ionuț Cătălin Sindile are 40 de ani și este născut în județul Teleorman. A absolvit Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza în anul 2000 și are o experiență de 18 ani în Jandarmeria Română. Decizia numirii lui Sindile la șefia jandarmeriei a fost anunțată în această dimineață de Ministerul Afacerilor Interne. Sindile a fost la comanda jandarmeriei în timpul protestelor din 20 iunie, când mai mulți protestatari au fost ridicați din Piața Victoriei, inclusiv un jurnalist german care documenta protestul. În acea perioadă, fostul șef al jandarmeriei, Sebastian Cucoș, ar fi fost plecat din țară. Potrivit declarației de avere, Ionuț Cătălin Sindile deține împreună cu soția un teren intravilan de 550 de metri pătrați și un apartament de 82 de metri pătrați în București. Sindile mai are și 3 mașini, cea mai nouă fiind cumpărată în 2009. Potrivit documentului, Sindile are și 2 credite la bancă, unul în valoare de 90.000 de lei cu scadența în 2022 și unul de aproape 15.000 de lei cu scadența în 2018. Tot din declarația de avere aflăm că salariul anual încasat de la jandarmerie era în valoare de 85.000 de lei, adică peste 7.000 de lei pe lună. Interimatul lui Sebastian Cucoș, fostul șef al Jandarmeriei Române, s-a încheiat astăzi după ce al doilea mandat interimar al lui a expirat. Potrivit legii, pentru a ocupa din nou funcția de șef al jandarmeriei, el trebuie să dea concurs. Am 22 de ani de carieră militară într-o instituție în care am evoluat treaptă cu treaptă. Sebastian Cucoș a fost comandantul Jandarmeriei Române timp de un an. A absolvit Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza în 2000 și de 20 de ani lucrează în Jandarmeria Română, unde a ocupat mai multe funcții de conducere.